Pentru că am observat chestia asta în România, mi se pare o problemă foarte stringentă. Faptul că... M-ai omorât cu ăsta să-mi... Ce ai zis, mă? Oh, 2-10, probă de microfon, 2-10. Vă salută fratele Coinacu și bine v-am găsit. Bă, la mine teoretic e al doilea episod de podcast. Am mai făcut cine cu cineva treaba asta. Am făcut cu cineva gen din familia soției mele, gen a fost un om plecat. Nu te uita pe canal, nu? E un clip foarte, foarte lung. A fost plecat în Africa și mi-a povestit tot ce se întâmplă acolo, știi? Băi, eu pe tine te urmăresc așa să fiu în fiecare zi ca și cum de recent, o săptămână, două. Te-am urmărit, mă uitam pe live-urile tale, dar intram, stăteam 10, 20, 30 de minute, mă uitam la tine, m-au efectul ăla, așa am foarte multă lume care înțeleg și ieșeam, dar bun, episodul 2 cumva din podcastul nostru, el e Johnny Valiză. Salut, bonacilor. Pentru cine nu știe despre el, ce descriere mi-ai dat tu? Ce dracu descrieți? Apoi mi-a scris pe WhatsApp, ci că dă-mi și mie repede o descriere despre tine. Și asta a ieșit în început. Co-fondator pe BBI, YouTube de un an, 29 de ani. YouTuber de un an. YouTube, da, ai zis YouTube. YouTube de un an, da. Gamer soț și un fiu bun. Și un fiu bun, da. Eu sunt un fiu bun. De ce? Vorbesc părinții. Păi nu, gen, stai. Vorbesc cu ei zilnic, păi, având în vedere că noi nu suntem în același oraș, adică părinții, eu sunt din Focșani original, nu sunt. Așa, hai că intrăm în asta. Bun, dacă o să vă placă ceea ce auziți și dacă o să vă placă contentul pe ăsta pe care îl vedeți, băgați acolo un lichean like, și un follow pe Instagram la mine care apare sub mine și la el care apare sub el, încă nu știm. Nu, adică încă nu știu cum le pun. Asta vreau să zic. Nu știu, oblic. Am aici. Unde te-ai născut? M-am născut într-un oraș cochet. Nu, hai că e lumea pe trincă. Bă, m-am născut în Focșani. Ești moldovean? Județul Vrancea. Da, sunt moldovean. Nu mă deranjează treaba asta, adică sunt mulți care, bă frate, când îi faci moldoveni, stai mă frate că știi că eu sunt din Moldova, dar sunt în București de 10 ani de zile și nu mai sunt moldovean. N-am nicio problemă, sunt născut în Focșani, 1990, anul de glorie, imediat deci după revoluție. Deci ai 5 ani peste mine, ai 30. Nu, fac 29. Anul ăsta 30, da. Fac anul ai 29. 30. 29. Cum e viața la 30 aproape? Cum te simți, nu știu, cum e... How is the feeling? Bă, e altfel decât mi-am imaginat. E chiar altfel decât mi-am imaginat. Mă așteptam ca la 29 de ani să fie altfel. Adică, nu știu, uite, mă așteptam să am un copil, de exemplu, la 29 de ani. Așa visam eu când eram mic. Credeam că, bă, până la 29 de ani trebuie să am copil, să am nevastă. La mine mă bate tot neamul la cap. De ce nu fac un copil? Așa, am 25, adică... La 29, bă, nu-mi zice nimeni, știi? N-am avut niciodată presiunea asta, știi? Adică de asta zic chiar și ce ziceam mai devreme, că sunt un fiu bun. Chiar am avut o relație destul de chei cu ai mei, știi? Adică m-am înțeles super bine. Te-ai născut în Focșani, stai să ținem firul ăsta. Corect. Și când ai venit în București? Păi în București am venit când m-am apucat de facultate, adică în 2004. Deci 16 ani. 16 ani. 2004, m-am zis bine? Păi nu știu, 16 ani, că eu fac, știi cum fac eu calculul? Așa. 2004, adaug 10, sunt 10 ani și fac 2014, mai fac 6 ani, 16 ani. Dacă în 2004 am venit în București sau nu, mă, nu, cred că am greșit. În 2008 am venit în București. Deci 12 ani. 12 ani. Eu așa fac, 2008, adaug 10 și după aia mai exact. 12 ani de când sunt în București. Și ce facultate ai făcut? Construcții, aici aproape. Ok, și unde ai stat? Bă, am stat în Cămin. Pentru un primul an de facultate am stat în Cămin. Toată lumea care vine, cred că stă la Cămin, nu? Și cred că a fost o experiență revoluționară pentru mine și am recomandat tuturor prietenilor mei care erau mai mici ca mine, bă, frate, să nu faceți greșeala, că am avut și eu arfe de alea, bă, cum să stai la Cămin, știi? Că mai e conceptul ăsta, bă, lasă la asta, pe mine mă interesează o singură, ai făcut la Cămin? Sunt niște povești de la Cămin, de exemplu, uite, am fost într-o seară, având în vedere că la Cămin, frate, ai colegi. Și e mai greu, nasă. Așa, da? Eu, de exemplu, n-am avut niciodată, știi, chestia asta de rușine, bă, că stai, că mă vede ăla, că put sau că nu știu ce. N-am, frate, n-am nicio problemă. Și apropo de asta, am chiar o poveste din anul întâi. Tot așa voiam să și eu cu o fată și nu, băieții n-aveau unde să ducă, na, nici bănuți, că n-aveau ce dracu, nici eu, că na, ce să le dai tu, du-te mă la film, de unde?
Că banii îi folosim și eu. E. Stai, mă, du-te, mă, mănânc o sămânță, îi dai 5 lei de un Nightline. Nu, e, bă, prieteni, adevărat să te simți. Nu eram prieteni. Bine, mă, eram primul an de facultate. Primul an, colegi. Eram oameni colegi, da. Eram colegi. Colegi și nu era nimeni neapărat să vrea să-ți facă ție o favoare. Da. Și apropo de treaba asta, am văzut că nu pleacă omul și nu pleacă. Am închis lumina, el avea cumva... aveam patru supraetajate și aveam, stăteam patru în cameră, deci două patru nu supraetajate. Nu crezi, și tu ai ascultă-mă puțin. Deci două patru supraetajate. Și omul ce și-a făcut? El se juca foarte mult, bă, ce se juca el, mă? Se juca un joc de ăsta gen Dota, dar nu era Dota. Dota pe care era, Starcraft, se juca ceva, nu mai rețin jocul, chiar nu mai rețin jocul și omul stătea până noaptea târziu, dar avea biroul pus sus între paturi și a pus o măsuță între paturi și el se juca în pat. La etajul 2, ca să înțelegi. Bă. Și erau monitoarele cu tub pe vremea aia. Mă rog, apăruseră LCD-urile, dar aveau aia bogații, îți dai seama. Dar cădeau de la pe tine... Și na, omul s-a pus să joace acolo, liniște, deja s-a făcut seara, am stins becul. Na, și eu cu fata asta, acum ce să-i faci? Că aveai, pofta era mare, ești nebun la cap, ce puteai să faci? Ei, fier, da. Hai să-i dăm. Și i-am dat cu fata aia vreo 4 ore. Vreo 4 ore de dat acolo. Ăla n-a zis nimic de sus. El s-a jucat în continuare. Și asta nu zicea nimic. Cu căștile pe cap. Ce să zică? Ce dracu să mai zic? Au! Nu că l-avea căști. Avea căști. Aia era. Avea căști. Aia era. Mai zicea, mai așa, mai nu știu ce. Și omul nu mi-a zis nimic. Dimineață pleacă fata, se trezește ăsta. Zice, bă, te mai terminai, mă, și tu aseară, că n-am să mă joc deloc, că îmi făceam monitor așa. Mamă, încățești. Dar nu să te așel cu o mână de bine, cât tastatura. Și asta nu e nimic, asta e o poveste simplă. Asta e o poveste ușoară, unde băiatul chiar a fost de treabă. Vă zic, în care omul a venit la mine în cameră, a venit de afară, eu, na, încă fiind în fapt, n-avea unde să doarmă, a venit acasă. S-a pus, s-a prefăcut că doarme și în timp ce eu m-am apucat să dau următorul număr, s-a trezit, bro, s-a pus în fund în pat, s-a pus pe telefon și îmi zicea fata, știi, că eram cumva cu spatele la ele, zice, bă, ăsta se uită la noi, că făcea de alea. Și iar să băga în telefon, știi, și asta îl vedea și probabil când el observa vreo mișcare că ea se uită să vadă ce face, se întorcea cu fața în telefon, înțelegi? Adică la modul ăla. Bă, întâmplări frumoase, mă, frumoase. N-aș putea să fac sex. Dar nu e pentru oricine. Adică eu ți-am zis, am mai mult tupeu, nu mă interesează. Bă, nu neapărat. Dacă ea e ok, dacă ea e ok cu treaba asta. Măi, nu simt eu actul, știi, gen, nu simt eu. Hai că am ajuns de la Focșan direct la... Ciocane, corect, hai să ne întoarcem înapoi la Focșani. Ce un film, că am deja un film în cap acum, mă duc la cămin, frate, mersi, mă duc, Oana, pe calea asta, să știi că nu mai calp acasă, ia-o tu casa, pă-te, dă-te cu ea, da, iau doar mașina. E o experiență la cămin și vă recomand tuturor care încă nu ați ajuns, sunteți pe cale de a ajunge la facultate, sunteți din provincie și vreți să veniți la București, Iași, Timișoara, unde mai sunt centri universitare, Pașcani. Stați, frate, în cămin. E cea mai tare experiență și vă învață multe chestii despre viață. Pașcani. Vă învață multe chestii despre viață. Din cămin am cel mai bun prieten. Mamă, deci n-aveam niciun film în cap, acum chiar nu mai am niciun, să-mi bag șpițul. Adică gen nu știam ce să te întreb cumva, că nu am venit în fritor ca să facem fritor. Uite, de exemplu, hai să facem fritor. Hai să ne întoarcem înapoi la Focșani. Am ajuns în București, am stat, primul lucru pe care l-am făcut a fost să stau la cămin. Stai am la stat cămin. Și în chirie. Unde ai ciocănit așa? Am ciocănit așa cum s-a putut. Da. Da. Și apoi? De ciocănit sunt ciocănar așa din meserie, adică mi-a plăcut. Am înțeles. Și n-aveam nicio rușine când eram mai mic, adică bun. Oriunde mă contează. Tu mi-ai zis că ai soție. Da. De cât timp? De 5 ani de zile. Ai grijă ce zici, că eu nu tai asta. De 5 vezi ani că la femei dacă nu le zici. Nu, facem 5 ani de zile acum, dar nu mai știu exact. Da, mă, nu tai asta. Deci nu tai asta, ascultă-mă. 21 iunie, iup, 21, nu mai știu. Okay. Îmi zici tu când vii acasă, îmi cer scuze. Eu știu, 4 august, tată, căsnicia, 13 ianuarie. 4 august. Știi că sunt născut pe 3 august? Băi, ești nebun. Păi înseamnă că tu dacă trăgeai paralele... Vrei să zic una tare? Mama știi pe cât e născută? 28 martie. 3 august. Și tu ești născut tot pe 3 august? Da. Eu cred că te-a dat mai repede afară. Nu. Atunci a venit sorocul. Da. Bă, e bine, sunt coincidențe, știi? Și în primul an de facultate am nimerit cu unul în cameră care era născut pe 3 august. Am, coincidențe, zic eu, nu știu. Deci 3 august, boșilor, puneți la loto. Nu, și 4, 1 și 4. Pune și 3 și 4, băi, loto Polonia, 3-4.
3-4 și 21, dar nu sunt sigur. Și 28-ul meu, 3-4, 21, 28. Cum ar fi să iasă numerele astea? Să câștigi ăsta pe bani, bani mulți. Să-i dă nasul cu nocul să-și termine golul de pisică. Ai, lasă-l mă că se termine. Bun, ți-ai găsit o nevastă. Cum ai găsit-o? Bă, e o poveste mai lungă. Asta chiar e o poveste mai lungă și așa, cu niște întâmplări și nefericite și mai nefericite. Eu am cunoscut-o pe nevastă mea cumva după ce am venit dintr-o perioadă de depresie. Adică... Din cauza unei fete. Din cauza unei fete, exact. Deci a fost ca un înger. Tocmai ce vorbeam de perioada aia, când eram pe la cămin și futeam și așa, și eu cumva așa am fost dintotdeauna, știi? Adică nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut stabilitatea la modul să... Eu ce vorbesc acum, să nu faceți niciodată, e cea mai mare prostie. Deci eu ce încep acum povestea asta e un pic mai lungă, de asta vă avertizez de la început. Am fost întotdeauna așa, știi, așa cu femeile, nu au foarte mult respect, știi, pentru femei când eram mai mic. Adică doar să le ciocănești cumva. Să ciocănesc, știi? Am stat în relații lungi, dar în același timp eram cu nenumăratele, știi, adică nu m-a interesat. Și nu aveam respectul, știi, eu atunci consideram, ce dracu, fut, ești nebun, hai, haide, viața merge înainte. Doar că, crescând, am realizat bine și trecând prin treaba asta, am ajuns la un punct în care am iubit foarte mult o fată. Ciocănarul de meserie a iubit foarte mult o fată. Și mie mi s-a întâmplat asta. Și eu, în percepția mea de mascul feroce, n-aveam impresia că niciodată nu mi se poate întâmpla mie să fiu înșelat. Hai, căcat! Bă, da, bine, știu, eu înțeleg, tu ce ai zis tu acum, deci eu sunt la fel, că acum dacă tu mi-ai zice asta, nu pute, dracu, te simt. Înțelegi? Dar eram la modul, bă, eu, niciodată, frate, nu o să fiu înșelat. Și a venit chestia asta peste mine, m-a sunat un prieten și mi-a zis așa, bă, uite, vezi că așa, 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 și bă, efectiv, pentru mine chestia asta... Dar ai crezut din prima? Bă, n-avea de ce să mă mintă, tovarășul ăla meu, și am sunat-o și am întrebat-o și mi-a recunoscut. Din prima ea? Da. Seamă că și pentru ea era gen... Cumva ți-ai găsit nașul, știi? Că ea vrea doar să se ciocănească cu tine și parcă tu ai iubit-o cumva. Știi, viitorul zice că așa e, știi? Că după ce ne-am despărțit, am mai, știi, ne-am mai văzut, ne-am mai... Mă rog, fac friends. Exact, da. Știi? Și cumva pare de înțeles că, bă, frate, poate i-a plăcut, știi, să fim amândoi. Ca să nu folosesc un limbaj urât. Și trecând prin treaba asta, pe mine m-am dezamăgit eu pe mine, m-am simțit așa, bă, coaie, eu am trăit degeaba pe planeta asta, sunt un idiot, știi, am avut impresia aia, bă, eu sunt un prost, ești nebun și a bătut joc o femeie de mine, nu o să mai iubesc niciodată, știi, cu chestii de-astea filme în cap făcute, bă, n-am ce să mai fac. Băutură, cred. Băutură, m-am refugiat în timpul ăla, era chiar înainte, după ce terminasem facultatea cumva și abia începusem munca și m-am refugiat mult în muncă, ce m-a ajutat mai târziu. Chestia asta cumva a avut un win pentru mine. Fiind în depresia asta, muncă, nici în școală, m-am refugiat în muncă pentru că efectiv nu mai vreau să vorbesc cu nimeni, știi, nu vreau să vorbesc cu prieteni, nu vreau să vorbesc cu nimeni, mă duceam la muncă, era foarte un volum destul de mare de muncă și eu acceptam să-l iau pe tot. Ce muncea atunci? Tot, inginer instalator. Tot așa aveam echipe pe șantier, doar că munceam gen la modul 24 din 24 unele zile. Că aveam și echipe de noapte, că lucram pe la birouri, pe Pipera, de făceam amenajeri de birouri și ăia nu lucrau pe zi, veneau oamenii la muncă, la corporație și noi veneam noaptea și făceam lucrări, știi? Și până dimineața trebuia să faci curat ca ea să aibă din nou birou. Și continuai tot așa și n-aveai cum să lucrezi decât pe timp de noapte. Și băgai și tot. Băgam, dacă era... Te ajuta și financiar, cred. M-a ajutat financiar foarte mult și m-a ajutat pe planul carierei mai departe, știi? Pentru că am avut un an, să zic așa, în care eu încă nu mi-am revenit complet. Da, nu voiai să faci altceva decât... Nu vreau să fac altceva, a fost refugiul meu și doar ce făceam era să combin fete pe net. Asta făceam. Să le ciocănești și nu le mai caut niciodată, efectiv, la modul ăla, știi? După prima ciocăneală nu mai căutam niciodată. Dar vezi, gen asta e instinctul bărbatului, cum așa, știam că tot mă pricep la ceva, știi? Da, nu știu, eu zic că e chestii cu mecanism de autoapărare. Cum o cheamă? Roxy, Ruxandra. Ruxandra? Ruxandra. Bă, cunosc vreo două Ruxandra și două Ruxandra, amândouă sunt roșcate. Ruxandra e bucureșteancă, jet-be-jet. Jet-be-jet. Gamer trebuie să aibă întotdeauna ecranele aprinse. Da. Bagă-ți de la, să nu se mai atingă. Așa. Câți ani are? E mai mică ca mine, are 25. E bine să fie mai mică. Că te consideră pe tine ăla, gen mai... La mine e invers, gen eu sunt mai mic ca ea. Bă, nu știu, n-am avut nicio problemă niciodată. Dacă uite, am avut gagici mai în vârstă ca mine. Bine, nu cu zeci de ani. Unde v-ați cunoscut? Așa, deci ne-am cunoscut. Eram în perioada asta mea, în care eu n-aveam chef de relații, n-aveam chef de nimic.
și ne-am cunoscut, o să fiu foarte sincer, îmi pare rău dacă. Da, bine, că ea știe și ea treaba asta și nu o să, n-o să se supere, cred. Că fac toată povestea asta așa, că vorbim acum. Nu știu dacă știe multă lume povestea asta, așa, toată. Hai să ne punem mâinile în sân și să începem. Ne-am cunoscut la o petrecere, frate. Eu mă așteptam să zice un bar de gay în pula. Nu, că povestea mai departe e mai așa. Okay. Eu în timpul ăla, să zic, cred că mai dădeam încă la vreo 3 fete. Eram într-o perioadă de asta, de era bine rău de tot pentru mine. Eram și bine, mai bine pe corp, acum am corpul ăsta să mă răbăie cine e. Dezorganizat? Nu vorbesc de corp. Eram și mai bine un pic pe corp și pe perioada aia, bă, nu știu dacă să zic asta, mă, nu știu dacă să zic asta, dar am început. Am început-o. Și pe perioada aia mai dădeam, adică eram super confident, știi, la modul de femei, eu n-am nicio treabă, știi, da. N-am nicio problemă. Adică agătați-i destul de multe fete, da. Eram foarte confident. Narcisist odată. Că... Și narcisist odată, da, aveam un alt tip de atitudine, adică pe mine fata asta m-a schimbat foarte mult. Da. Și acolo ne-am cunoscut noi, pentru prima dată. Eu nu mi-am dat seama neapărat în aroganța mea că ea mă place pe mine, știi? Nu mi-am dat seama. Fata a făcut niște gesturi. Acum eu privind retroactiv îmi dau seama ce gesturi a făcut, știi? Ca să se apropie de mine. Da, atunci? Nu, n-am avut nicio treabă. Deci n-am dar avut nicio treabă. Dar nu ți-a plăcut de ea atunci? Bă, nu că nu mi-a plăcut, eram arogant, înțelegi? Eram arogant. Nu mă interesa, n-aveam nevoie. Exact, nu aveam nevoie. Eu am venit să mă distrez la un party, la cineva, n-am venit să agăț, știi? Adică eram pe aroganța aia, continuă. Și fata, după care m-a căutat. Ea pe mine m-a căutat. Okay. Și am început să vorbim și din vorbit în vorbit am ajuns fac friends. Ca să scurtez povestea, să nu mai ajungem așa. Am ajuns fac friends. Am zis, bă, frate, e ok, fata e mișto, știi? Adică nu văd. Dar și ea a știut că e fac friends, gen? Pentru început, da. Ea știu treaba asta. Așa am pornit. I-ai zis? I-ai zis direct? Nu știu dacă i-am zis direct. Cred că a fost atragerea aia, v-ați făcut-o prima oară, după aia cumva... Și după aia, adică nu am ajuns, știi, să închegăm o relație ca să ajungem la fapt, știi? Cumva a fost atracția mare și am ajuns la treaba asta și după care am ajuns, am văzut că ne placem unul pe altul, încet am vorbit și... Ca să vedeți, femeia asta încet m-a făcut să nu mai am nevoie de absolut nimic. Adică în parcurs de 2 săptămâni mi-am șters tot ce aveam, nu mai aveam nevoie de nimic. Mamă. Ca să înțelegeți ideea. Deci nu mai aveam nevoie de nimic. S-a oferit foarte multe chestii și cumva ai văzut în ea ce... Bă, nu, știți ce mi-a oferit în primul rând? În primul rând mi-a oferit comunicarea de care aveam nevoie. Să pot să vorbesc. Bă, eu nu cred că comunicarea e prima chestie. Cred că aveam nevoie foarte mult de treaba asta. Cred că ce ți oferă prima dată femeia? Încrederea în tine de bărbat. Că nu, tu ai o încredere în tine de bărbat, încrederea că tu poți să le ciocănești pe altele și poți să le agăți și ai un flair, și ai o carismă. Exact. Și aprecierea ei față de tine și faptul că te ajută prin comunicarea aia să tu să ai încredere în tine. Cum ai zis tu chestia asta, dar eu vreau să ajung la treaba asta prin comunicare, avea foarte multă încredere în mine. Știi? Adică și în momentele în care eu poate eram mai down și n-aveam chef și mamă, down, adică m-am mordărit de engleză la gol. Nu, era mai jos și era mai așa și poate credeam că sunt viața mi să e aici, știi, asta e tot ce o să fac și că asta e limita mea și nu o să pot să-mi depășesc niciodată limita. Ea a fost omul din spatele meu care întotdeauna m-a împins să-mi depășesc limitele. În astea 5 ani de zile eu m-am transformat ca și om 100%. Din cauza ei. Și ea s-a schimbat cu ceva? Nu din cauza ei, datorită ei, că nu e din cauza. Da, dar ea s-a schimbat? Și ea s-a schimbat. Și ea s-a schimbat cumva, a învățat multe lucruri de la mine și cred că asta e și ideea într-un cuplu, să ai ce învăța de la celălalt. Și să te înțelegi. Băi, eu am o percepție mult mai diferită față de treaba asta. Știi de și ce? Sexul e foarte important. Da. Sexul e primul lucru cel mai important. Chimia sexuală e cea mai importantă într-o relație, părerea mea. Nu știu ce părere ai tu. Știi care e treaba? Eu am o percepție mult mai old school, așa, old school, tată, gen veche, 1500-1600, știi? Bărbatul are rolul lui principal în familie. Și femeile chiar dacă au început să facă niște chestii pe care le facem, mă știi? Gen, așa. Început să... okay. Dar bărbatul e pe chestia principală, e fundația casei, știi? Okay. Nu se poate nici fără femeie. Dar bine, sunt cazuri în care bărbații au stat singuri, că au fost singuri, știi? Și au reușit în viață și asta. Dar când vorbești de o relație, eu cred cumva că bărbatul are rolul lui principal și e pus acolo și femeia îl ajută și îl susține.
Da, da, eu vă... Nu ea ia decizii. Eu sunt perfect de acord cu tine că nu ea ia decizii. Dar eu și mă în momentul în care ea și ea, gen că vorbiți, free talk-ul ăla, știi, gen comunicarea, cum zici tu, comunicarea. Bă, uite, ar fi bine să facem așa, vreau să fac asta și ea zice, bă, uite, așa păi încearcă. Păi stai un pic, adică tu cu Ana nu luați decizii împreună? Ba da, luăm și decizii împreună, foarte puține ce trebuie, dar majoritatea deciziilor eu le iau. Și le iau bine. Decizii, dă-mi un exemplu ca să înțeleg. Nu știu, tot ce ține legat de casă, cumva, uite. Bine, legat de viitorul meu, eu le iau. Iau nu. Legat de viitorul meu, eu fac YouTube acum, dar dacă eu vreau să fac ceva, eu înainte îi mai ziceam ei, gen, bă, uite, aș vrea să fac treaba asta, ce crezi că merge? Și la un moment dat, gen, mi-am dat seama că eu întrebam pe aia, dar nu țineam cont de ce zicea aia, știi? Și mi s-a întâmplat cu foarte multă lume, cu mama, cu prieteni. Îi întrebam, bă, crezi că ar prinde treaba asta? Bă, tu știi că și eu fac chestia asta? Da, eu nu, dar nu țin cont. Întreb oamenii, eu mă documentez înainte, oricum, singur. Înainte să întreb pe cineva, mă documentez eu. Și după aia încep să întreb diversi oameni, bă, uite tu ce părere ai. Și chiar dacă îmi zic o părere negativă față eu de mea, eu tot o fac, exact, dar nu știu de ce e treaba asta. Nu știu, e chestia asta de bărbați, cred, nu știu. Eu personal mă consult cu a mea cam în aproape orice. Dacă sunt decizii de luat pentru mine, nu mereu, nu mereu neapărat, dar dacă sunt decizii ce ne privesc pe amândoi, cum ar veni, nu știu, ce mobilă cumpărăm în casă. Bine, că și aici mai am o chestie de dacă nu-mi place mie, iau altceva, știi? Da, mă, sunt un pic mai mult. Fiecare... Nu știu dacă e narcisism, e egoism mai mult, cred. Ăsta e cuvântul, egoism. Cred că sunt foarte egoist, știi? Poate că ei ofer și ei tot ce am și eu și ofer super multe, depinde, dar că sunt egoist. Sunt mai multe tipuri de egoism, știi? Da. Adică și eu sunt, eu sunt egoist, de exemplu, dacă îmi place să fac eu grătarul mereu pentru că n-am încredere în nimeni că o să-l facă bine. Asta fac și eu. Păi, asta fac eu deja, gen. Bă, noi avem prea multe lucruri. Bă, mă jur că o singură dată în ultimele, deci, bă, în ultimele 40 de grătare l-am lăsat pe altcineva, dar cum să fac grătarul? Că eu dădeam la pește, nu, și lângă el, dar eu dădeam la pește și eram ocupat acolo și fătul grătarul. Și ăsta e tot un tip de egoism, părerea mea. Da. Adică nu vrei să lași pe nimeni să facă grătar, să-ți arate că poate să facă grătar bine. A, da, asta, da. Nu lăsăm, dar nu le dăm ocazia, știi? E egoism, dar e și narcisist totodată. Nu le dăm ocazia să se afirme. Mi s-a întâmplat și cu prieteni. Gen, nu știu, să facem ceva, uite, bă, fă tu șprițul, tot eu îl fac. Chiar dacă sunt gazdă, bine, ai că aș avea că sunt gazdă. Primul la gazdă. Și la altul acasă, cred că l-aș face eu, gen, știi că, bă, las că mi-l fac eu, că eu știu, las, bă, pot și eu, du-te mă tu, lasă-mă, știi? Cred că suntem, dar nu știu, doar la noi, adică, nu știu. Dacă n-ar fi doar dacă n-ar fi doar la noi, atunci prietenii tăi de ce nu vin la grătar să facă grătar, să stea deoparte? Haide mă, nu, nu, le și place să stea așa, știi, iartă mă, că... Bine mă, uite, mai e și partea asta acum, dacă e să o luăm așa, că mulți le convine dacă da. Bă, dar hai să fim, să ajungem cumva la o concluzie bună pentru oamenii care se uită. Corect. Bă, le și iubim, adică, da. Normal. Bine, nu așa. Eu personal mă consult cu a mea, adică să ne înțelegem greșit. Eu mă consult cu absolut. Face pe mine să arăt prost. Nu, bă, fiecare e cu relația lui și cu personalitatea, caracterul fiecare. Nu putem să fim toți la fel. Da. Oricum, la sfârșit am întrebări de la oameni pentru tine. Faci YouTube, da? Da. De cât timp? Un an de zile. Un an. Cum ai pornit? Care a fost chestia? Bă, mă jucam, ajungeam acasă seara după muncă și mă jucam. Am început să mă joc, înainte eu am jucat un singur joc 13 ani de zile. Ce joc? Dota, în continuare cu Dota 2. Păi și eu m-am jucat, am avut, dar nu 13 ani de zile. Am avut pe un cont 10 minute și ceva de ore. Că apropo, ca să întorc povestea înapoi la cămin, acum... Și să vă zic și partea că am stat și în chiria, am experimentat și chiria și chiria a fost ceva și mai wow. Pentru că ne-am strâns niște băieți din cămin, 3 la număr, și am luat un apartament cu 2 camere. Înțelegi? Pe un Pantelimon. La ultimul etaj. Mamă, bahaosul după lume, ești nebun. Bahaosul după lume, s-auzeau, erau băieții în fiecare zi cu manelele în față, în parcare acolo frumos, la 3 iar, la pisicuță, era dimineață, ne dădeau numai cu... Da. Soarele meu, viața da. Mea. Copilul, da, poveste de cartier, da. Și acolo ne-am strâns în casa aia 3 dotiști.
Și se făcea așa, aveam trei calculatoare și mai veneau încă doi prieteni la noi cu și calculatoarele. Echipă, mamă, și ne făceam calculator, ne puneam toți calculatorul. Bă, tu știi că și am învățit treaba asta și cât dăctori am făcut treaba asta și mergeam la alții în Pantelimon la unul, piticul, coaie. Nu suntem noi aceiași. Bă, băiatule, bă, și mergeam și băgau maraciuca tată și s-auzea la un moment dat doar mouse-ul. Și eram cel mai mic dintre ei și eram acolo, al mai bătut de soarte, jucam numai cinci. Ai crescut în București. Da, am crescut în București, toate că verile mi le mai făceam pe la țară, știi? Înțeles. Bă, da, ai jucat Dota pe Garena, nu? Pe Garena. Pe Garena. Bă, mai avem prea mult timp cu. Pe Garena și după aia jucam pe G-Play? Cum era G? Nu mai știu, dar știu Garena. Garena care era ăla, dar se foloseau coduri. Că într-un punct au început să fie foarte mulți codați. Pe Garena aveau map hack și... Căcaturi. Da, erau, da, eram prea mic ca să observ asta. Și după aia a venit platforma asta, dar nu mai știu cum se numea, să ne scrieți în comentarii care mai știți dotiști. Aoleu, ce lapsus am. Mă rog, treci peste. Mamă, te jucai, eu mă jucam numai Pudge. Pudge când dădea hook-ul la pătrățică cu pătrățică, mai știi? Bă, uite și aici am o poveste, știți cum am învățat-o Dota? Eram în liceu și colegii mei se jucau Dota. Colegul meu de bancă, implicit, se juca Dota. Și se jucau acolo între ei seara când mergeau acasă, eu stăteam doar pe Messenger, că dacă nu știam cu jocul și nu prea erau jocurile în LAN, rețea, erau puține, știi, erau puține. Și am zis, bă frate, vreau și eu să învăț Warcraft-ul ăsta, dar nu știu cum să fac. Am chemat pe băiatul ăsta, pe colegul ăsta meu acasă, am deschis Dota și băiatul a luat așa, mi-a luat, jur, pe ce vrei tu, mi-a luat o hârtie, mi-a desenat pe hârtie mapa, mi-a desenat mapa pe hârtie cu shop-urile și mi-a zis, alegeți un erou din toți ăștia care îți place ție să te joci cu el și eu te învăț să joci cu ăsta. Nu cred că zici. Ce erou ai jucat? Lican. Ah, nu. Mamă, Lican ăla care se transforma, în lup și se făcea lup? Da. Dar nu, ăla e Balanaru. Nu. Ah, nu, Balanaru, dar era cu Ali care alerga mai repede. Dar Licanul se transforma în lup. Se transforma în lup. Cu doi lupi. Și alerga mai repede și puteai să spawnezi doi lupi. Da. Și putea să alerge mai repede. Bă, și țin minte și acum, mi-a zis să-mi fac pe el așa. Sanji și Yasha. Mamă, Sanji și Yasha, da. Vanguard. Dar nu se juca și Vladimir pe el? Vanguard, Vladimir, Hearts of Tarrasque și Assault cu Iras. Ăsta era mai tânăr. Păi dacă le făceai pe el toate ce... Atât știam să fac. Mi-a desenat pe harta aia, pe mapă, unde, de unde cumpăr fiecare item. Și cred că m-am jucat o săptămână întreagă în fiecare zi, doar Lican, doar build-ul ăla. Nu, normal, jucam cu alți player. Ca să învăț, și mi-a zis, bă, jucam cu alți player ca să înveți și tu. Doar cu Lican, doar cu alea. Și după următorul erou a fost Meduza. Ca să înțelegi cum am trecut, ca și dificultate Meduza. De erou. Care Meduza e erou, tată, de jucat. Da, mă, și asta zic, adică n-am fost gamer de la înrăiță, mă joc multe jocuri. Eu am avut un singur joc și am avut chestia asta, frate. Dar și eu am jucat foarte mult Dota. Mă apuc de un joc și până nu mă joc jocul ăla să-l rup, nu se mai învățat de la un unchi meu. Și cumva Dota a avut și multă amploare, știi? A fost top la un moment dat. Multă lume s-a jucat Dota. Eu mă jucam Pudge Wars-urile alea, că mai știi, peste River. Mai jucam la Caterinca, știi, să ne mai întâlnăm. Tower Defense-urile, bă, erau Caterinca pe care n-au. Păi știi că, apropo de treaba asta cu TFT-ul. Păi... Eu TFT-ul, că, știi că ți-am zis că mă joc și eu TFT, dar n-am nicio treabă, nu știu nici cine rău. N-am jucat LOL deloc. Absolut deloc, niciodată. M-am apucat de TFT pentru că mă jucam pe Dota treaba aia cu CES-ul, știi? CES, Legion, TD, Tropical Tower Wars. Mama, am rupt Tropical Tower Wars când era mai mic, dacă nu știu. Mama, a fost un mod ăla, a fost nebunie atunci. Bun, hai să revin înapoi la asta. Și nu mi-a plăcut niciodată, știi, să mă joc mai multe jocuri în același timp. Te-ai dedicat un joc. Am jucat Dota, 13 ani de zile. După care, după ce am terminat cu Dota, nu am mai jucat nimic, cred că vreo 2-3 ani. Absolut nimic. Păi și ce l-ai făcut? Muncă. Nu m-am jucat nimic, nu mai aveam nicio pasiune pentru joc. Muncitor, mă. Am fost, nu mai sunt. Nu mai arde, știi de ce? Pentru că oricât de mulți bani ai face, conacule, timpul tău e cel mai important. Nu știu că zic și la oameni, timpul vostru e cel mai important, aveți grijă cu cine vi-l pierdeți. Adică am făcut, frate, și mulți bani, am fost și... Și sărac, și bogat, și de toate, da. Și din toate astea, cel mai mișto lucru și toate amintirile pe care le-am nu e că am fost eu cu bani și mi-am cumpărat și mi-am, ci uite, cum e momentul ăsta cu tine, știi? Da, încă stai și vorbim și vorbim și facem o discuție de-asta interesantă și, știi, rămâi cu amintire. Da, bă, am vorbit banii, cu ăla. Nu o să rămân în cap. Sunt un mijloc, dar nu înțelegi, mulți nu înțeleg treaba asta, te și pe YouTube. Hai să facem amândoi YouTube, da? Sunt oameni care fac YouTube pentru... Bine, și că e ciudată diferența, afirmația asta, bă, sunt oameni care fac YouTube pentru bani. Că până la urmă, cam toți
De fapt, toți facem YouTube pentru bani, mai puțin sau mai mult, știi? Adică live stream-uri, că, na, contează foarte mult și îți dă moral când îți donează cineva și normal, când adică îți faci un gol și-o de asta. Ceea ce mulți nu înțeleg și mă bucur că ai adus în subiect treaba asta, că exact așa eram și eu, știi? Mentalitatea asta o aveam când deschideam un live stream, înainte să pui mâna, știi? Da. Să pui mâna, să deschizi un OBS și să dai un start acolo. Da. Exact asta credeam și eu. Ce fac mă ăștia? Da. La calculator și da, se joacă toată ziua. Da. Și ce, ce vin, și vine bani. Bă, nu e chiar așa. Odată ce te pui, bă, asta le-am recomandat tuturor. Te că mai vin. Mai vin oameni. Cred că și pe la tine au venit pe canal și să zică, ce faci tu, mă? O grămadă. Deschizi camera aia și faci bani. Nu ți-e rușine, știi? Mai ales că eu nu prea mai și fac game. Știi ce le propun? Bă, deschide și voi. Da. Luați, descărcați-vă OBS-ul. Da, puneți-vă. Nu doar OBS. Faceți-vă toate nebunile astea. Man. Da. Deschide OBS-ul, dă drumul la live. Și pune-te și vorbește ceva în fața camerei. Da. Orice, fă gaming. Fă gaming și încearcă o oră, nu 3, nu 4, să încerci să ții publicul ăla lângă tine și să faceți o caterincă și să ții publicul ăla în picioare, să fie în picioare. Vorba vine. Da. Să fie alături de tine și să le placă contentul pe care îl faci. Face și voi și asta. Majoritatea și apoi veniți și comentați. Au pornit cu gaming. Cred că 95% din toți care au început live stream-ul, cred că gaming au început. Mai sunt și ăștia alții care au început live-uri gen, având deja canale de, de vlogging. Cred că e cel mai accesibil gaming-ul și știi de ce? Pentru că te ajută să vorbești despre ceva. Un motiv, da. Un motiv. Nu, da, știi care e treaba? Și eu am făcut gaming, am pornit cu gaming și tot la fel, din motivul ăsta. Acum am apucat de YouTube, gen, mă jucam foarte mult și mi-a zis un chemat. Ia-ți bă o cameră. Hai bă că iau o cameră. Fă-ți bă niște setări la YouTube și dai drumul la YouTube. Corect că n-am pornit să zic de la treaba de unde m-am apucat de YouTube, că mi-ai zis acum. Da, da. Păi mi-ai zis așa, gen, te jucai foarte mult. Mă jucam așa, hai ca să revenim înapoi la povestea asta și după aia revenim. Oricum la e întortocheată, dar voi luați tot ce vreți voi. Înțelegeți voi oricum că cumva nu le-am întortocheat așa foarte mult. E mai amplu subiectul. Și jucându-mă treaba asta, am ajuns la un punct după ce am realizat că munca nu mai e chiar așa, frate. Bine, am și muncit o perioadă cât să demonstrez ce știu, ce se poate și ce aș putea să fac fiind la început. Și după care am lăsat-o din ce în ce mai moale și având timpul ăsta un pic mai liber și o pasiune pentru calculatoare, că de fapt așa a plecat. N-aveam PC, eu foloseam înainte, e un laptop, o să-l arate în bucătărie. Aveam un laptop, uite, cu monitorul ăla din spate de acolo, care e 1360x680 rezoluție. Nu pare. Și mă jucam totul pe low, orice joc și de-alea, ești de bun, nu mă jucam, știi, adică mă jucam așa de fan, mă jucam de fan. Dar fiind pasionat de PC-uri, tot mi-am dorit, n-am avut niciodată timpul necesar, am vrut să-mi fac eu un PC. Și așa a plecat PC-ul pe care l-am făcut prima dată, un i5-7400, primul PC făcut pentru mine, mai făcusem PC-uri înainte pentru prieteni, că mă pricep tocmai de asta și pasiunea, știi, dar nu mi-a făcut nici eu, niciunul, niciodată. Am strâns eu niște bănuți și mi-am luat un i5-7400 cu un RX580. Pe vremea aia era, cu ceva timp. Pe vremea aia era bine, era bine. Cu 16 GB de RAM. Da, 16 GB de RAM de la HyperX 2400, o placă de bază micuțică. Ce trebuie? Bă, un calculator așa acolo. Și trecând, vă dați seama, de la laptopul ăla RX-2 la treaba asta, puteam să mă joc jocuri mai interesante. Da. Și s-a nimerit în perioada aia să apară Fortnite-ul. Nu cred că te-ai jucat Fortnite. Am vrut Fortnite-ul. Credeam că avem chestii împreună, gen în comun. Deci știi, dar știi cum am plecat să mă joc Fortnite, nu? Nu. Nu aveam bani de PUBG. Ah. Și eu am avut bani de PUBG. A apărut Fortnite și era gratis. Și am zis, boss, păi nu mă joc eu Fortnite. Eu m-am rugat de mama, am plâns ca să-mi ia PUBG-ul. Și mi-a dat un milion, era un milion și ceva, PaySafe l-am notat. Am luat PaySafe și am băgat în Steam PaySafe. Deci pentru mine așa a plecat. Am fost la un tovarăș acasă, am văzut că se joacă Fortnite și am zis, bă, ce e ăsta? Fortnite. Și zice, e Fortnite, e un fel de PUBG, doar că e gratis și poți să construiești. Da. Și zic, mamă, ăsta e joc. Și m-am apucat de Fortnite. Apucându-mă de Fortnite, a fost primul joc cu voice chat pentru mine. Aha. Să mă joc cu alți oameni din altă parte. Să vorbești. Dată fiind vârsta mea, 29 de ani, majoritatea prietenilor mei nu prea se joacă. Știi? Da. Adică, da, fiind pe la muncă sau să joacă poker, nu se joacă jocuri de astea, știi? Da. Să mai joacă o FIFA, să joacă jocuri de astea, de cum ar veni, de bărbați, da, orice joc. Așa cum să zici. Puștar.
și nu aveam cu cine să mă joc din prietenii mei. Adică mai intra câte unul, dar da, în general jucam cu oameni random. Ăia nici nu plecau calculatora, ca să zic. Și am cunoscut oameni din Germania, conacule, oameni din Slovenia cu care țin legătura prin Fortnite-ul ăsta. Pentru mine Fortnite-ul a reprezentat o nouă lume. Am zis, bă, nu pot să-mi fac prieteni așa? Băi, există așa ceva? Da, mă, pentru că ești mai, ai fost mai matur, adică intra la 28 de ani, practic, în da, an, nu? Da, la 27. 27, că nu, asta YouTube m-a apucat după aia. După ce am cunoscut pe Fortnite niște băieți, care și ei au fost YouTuber, nu mai sunt din cauza că au copil, tot așa, niște oameni mai de vârstă apropiată cu mine, cu care am relaționat. Odată ce m-am apucat de Fortnite, am început să fiu consumator de YouTube. Da. Culmea, nu știu de ce. Știi, adică a fost și isteria aia cu Ninja atunci, toată lumea se uita la Ninja când juca Fortnite. Și de la chestia asta am pornit pentru mine treaba de live stream pe YouTube, să urmăresc live streamer, știi, care fac live stream din România. Mi-a plăcut întotdeauna să susțin content românesc. Și pe cine? La cine te-ai uitat prima dată? La... Mai ții minte așa două, trei nume? Deci prima dată e vorba de băiatul ăsta de care zic eu acum, care m-a și îndemnat să fac YouTube. Se numește Laser, n-are foarte mulți abonați pe YouTube, n-avea foarte mulți abonați nici atunci, pentru că abia s-a apucat și el sau chestii de genul. Nu mi-a plăcut, știi, să mă uit la oamenii cu multe cifre. Mai face acum? Nu mai face, pentru că are copil, din păcate, și ocupă tot timp. Din păcate, Doamne, iartă-mă, lăsărică. Din fericire, are un copil și nu mai poate să joace, din păcate. Da. Asta așa voiam să mă uit. Și apoi? Mai ții minte numele la început? Și intrând, am intrat acolo, l-am susținut, omul era foarte bun, adică juca foarte bine. Am, din una în alta am împrietenit cu el și am început să jucăm împreună. Am început să jucăm împreună și din jucatul ăsta împreună mi-a zis, bă frate, dar tu ești foarte catrică, de ce nu-ți faci tu YouTube? Și zic, bă, că n-am timp, ești nebun? Știi că puțin fac treaba asta. Ce? Să-mi demn un YouTuber să-mi demne alt prieten de-a lui să fac YouTube. Da, mă, dar mă gândesc că, na, el nu era foarte mare pe YouTube, să zici da, că da, dar vezi că foarte puțin fac treaba asta, pentru că, bă, știi care e treaba? Multă lume nu înțelege, dar YouTube-ul e o pâine și noi live streamerii și YouTuberii mâncăm de aceeași pâine toți. Și e normal să vrei să-i dai cu copitalul ăla ca să mănânci tu și bucățica lui. Mie nu se pare normal. Ba, e, nu că, pe nici, cumva, nici mie nu mi se pare normal. Dar asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Păi, da, clar. Înțeleg. Da, asta și bifurile așa și cu Abi Velea. Da, mă, nu știu. You know? Nu vreau să intrăm în subiect. Da, n-am ce să intru, că părerea noastră e părerea noastră, da. Exact, eu am făcut pe live. E treaba lor. Nu, am văzut și pe live care e părerea ta. Nu sunt neapărat de acord cu părerea ta. E părerea ta și ce respect. E ok. Înțelegi? Bun. Părerea mea e că nu e ok să promovezi lipsa de respect. Să? Promovezi lipsa de respect. Chiar dacă e un dis. Tu zici că lipsa de respect. Nu suntem în America, bro. Nu suntem în America. Nu suntem în America și noi nu suntem civilizația din America. Dar de ce America nu e șmecher, mă? Dar n-am zis că e șmecher America. America păi e permisiv. Păi da, dar o dai ca exemplu. Am zis doar că e permisiv, dar la noi în țară nu e permisiv treaba asta. Adică, de mă rog, ce? Pentru că lumea o să te judece, frate. Pentru că l-ai înjurat-o de copii și de, ai dat-o, a dat-o niște chestii, sau dat-o amândoi. Și de s-au dat-o în familie, da, frate. Da, primul a dat-o, dar fii atent aici, foarte multă lume nu a scos în evidență ce a făcut el, știi, prima dată. Hai că, prima urmă, iar am deschis. Da, mă, mai, hai să la nu, treci nu, peste, gata. Uitați-vă pe live-ul Conacu că a făcut el reacția. Da. Bun. Și, de exemplu, acum ai 29, da? Ești cu fata asta de 25. Stai un pic, ca să terminăm cu YouTube. Și eu mi-a zis, bă, frate, uite, apucă-te de YouTube, că e Caterinca. Într-adevăr, pe vremea aia cunoșteam mai mulți băieți care făceau YouTube, dar la nivel mic, știi? Da. Cumva am ajuns așa și mai jucam și nu știu ce. M-au ajutat foarte mult la început ei, ca și chiar dacă aveau 10-20 de oameni pe live, dar aveau fiecare, știi, 10 pe 20 de oameni. De ai lor. Fiecare ai lor, știi? Da. Și cumva m-au ajutat primele săptămâni, i-au trimis pe toți, haideți să mă abonați-vă la băiatul ăsta și n-am simțit treaba aia, știi? Să stai singur pe live. Am stat. Știu cum e. N-am simțit treaba aia, să stai singur pe live, cuc, să nu-ți răspundă nimeni, să fii zero acolo, se apare zero vizualizare. Mă, eu n-am avut niciodată zero. Am avut după aia. N-am avut niciodată zero, aveam telefonul meu mereu, adică eram pus telefonul acolo. Eu mă uit direct, mă uitam pe ăla și nu-mi contează. Ochișorul. Și m-au ajutat foarte mult ca și în Bolt și am plecat cu un boost, altfel cu hype-ul ăla când vezi că merge treaba, știi? Da. Merge treaba. Și am reușit acum în parcurs câți abonați ai? Am reușit în parcurs de 4 luni, cred, să fac 3500 de abonați. 3000 de abonați, cam așa. Bine. 3000 de abonați în 3 luni de zile, 3-4 luni de zile, cam așa. Și după care a venit vara. Înțelegi? Eu... Considerând, mi-am făcusem un crowd, aveam în jur de 40 de oameni constant pe live,
ceea ce era la cifrele mele, la cifrele mele, toată lumea zicea, bă, ești nebun, da, e bine. Făceam 200 de like-uri pe live, adică la modul ăla. Ne uităm dacă țara din live-urile alea vechi, știi? Și eu am zis, e bine, vine vara, mă duc la concediu, mă duc să mă distrez, nu fac live-uri două săptămâni, aia e. Bad mistake. Când am întors acasă și am văzut că sunt 5 oameni pe live, am avut cea mai mare dezamăgire din viața mea, mă crezi? Bad mistake, you know? Bă, deci, știi care e treaba? Dar n-a avut nimeni să-mi zică, știi? N-a fost nimeni să mă învețe. Bă, bro, nu fă asta niciodată, știi? Ăsta e sfat cumva pentru voi. Bă, nu fă asta niciodată. Da. Dar nu-mi pare, YouTube, la, în YouTube nu există pauză. Nu există pauză. Asta am învățat-o copilul. O săptămână maxim. Și după o săptămână ai cifre... Da, scăzute. Scăzute. Trebuie să fii constant și cât mai mult. Știi că multă lume încearcă să zică treaba asta. Bă, eu nu vreau să fac content, doar cantitate, vreau să fac calitate. Dar la live stream contează să fii zi de zi acolo, zi de zi, zi de zi. Zi, de zi. Eu am avut... caută prin tine o modalitate de a vin acasă și vor să uite la da, tine. Da, mie asta mi se întâmplă în gen. Să-și petreacă acum timpul cu tine. Dacă nu-și petrec timpul cu tine în seara asta, o să găsească pe altcineva. Da, și să-și petreacă cu el. Da. Asta caută cei mai mulți, așa. Ce că părere dacă ai vreți despre apucați, clickbaiter? Zi, zi. Fiți consistenți. Da. Clickbaiter? Depinde ce fel de clickbait e. Că uite, și eu ieri am făcut primul meu clickbait din viața mea. Ce clickbait ai făcut? Cumva n-a fost chiar clickbait, dar am zis așa, nu mai sunt admin pe BBI, m-au dat afară de pe BBI, dar după aia am scris hashtag BBI România, știi? Și ăsta e un clickbait, din punctul meu de vedere. Da. Pentru că eu nu m-a dat nimeni afară. Da. Dar nu mai aveam nicio calitate de admin, pentru că mi-am mutat ID-ul pe numărul 3. Nu mai sunt numărul 4, era numărul 3 și abia la start aș fi avut iar toate drepturile de admin. Ah, ok. Și eu, părerea mea, am vrut să fac, zic, hai mă, să văd. Și uite, ca să... și chestie. Am pus titlul ăsta și când am pornit live-ul, de obicei eu când pornesc live-ul am 8-10 oameni până să strâng. Da. Am pornit live-ul Conacule și jur că am avut 40 de oameni pe live. Doar pe ecranul de start. Da. Pe treaba asta. Pe treaba asta am intrat, pentru că oamenii le-am zis la băieți exact așa. Am intrat și am zis, băieți, îmi pare rău și m-a bușit râsul. Că nu pot, că nu fac eu de astea, știi? Da. M-a bușit râsul. 20 au rămas. Da. Și de ce? Pentru că oamenii caută intrigă, caută picanterii și astea. Nu știu, în ultimul timp ai văzut, s-au certat, când te cerți faci, crești, cearta aduce, circul aduce. De ce? De ce? Pentru că asta caută oamenii, picanterii. E o vorbă, dă-le oamenilor apă sau pâine și circ și o să stea. Bro, și până la urmă, eu știu că și eu am început să fac un fel de circ, știi? Numai că îl fac conștient. Îl fac conștient evoluat, adică am evoluat în circ. Și bă, e o diferență, uite, nu, mie nu mi se pare că faci circ. Și zic și de ce, te contrazic. Faci un fel de divertisment, dar nu e circ. Da, corect. Nu e circ. Bine, depinde ce ne circ. Uite, cel mai bun zi, cum să zic, exemplu pentru tine e nevastă mea. Nevastă mea nu consumă YouTube deloc. Ne-am uitat în seara aia la tine, ea nu stă, deci ea la 10:30 să culcă. Așa e stilul ei, nu stă mai mult de 10:30, 11 maxim s-a culcat. Ai fost în seara aia când a venit Bebe la tine și cu grasul, a stat cu mine lângă mine și s-a uitat la tot live-ul tău până l-ai închis. Și i-a plăcut și a râs și a leșinat de râs. Și ei nu-i plac căcaturile și circurile. Adică ca și exemplu. Da. Nu se uită și nu apreciază. Oricum, eu am o părere foarte bună despre mine, despre contentul meu, știi? Adică știu că fac bine ceea ce râs, fac. Deci în seara aia cu Nacule, îți jur, n-am mai râs așa de ani de zile, bro, de ani de zile. Deci... Eu nu am o părere foarte bună despre contentul meu, știi? Pentru că eu aș vrea, dar eu e bine. Capul meu, e bine ceea ce fac. Nu, e bine că n-ai tu o părere bună despre contentul tău. Pentru că asta te împinge, te mai departe, să faci lucruri mai interesante și să... Eu oricum, vreau să ajung pe TV, 100%. Ajung pe TV. Deci nu există să n-ajung, ești nebun. Am ajuns mai multe modalități de a ajunge pe TV, dacă e să luăm așa. Dacă e să luăm așa, ca ultima oară când îl vedeți pe băiatul ăsta, o să-l vedeți pe mine, schimb la până TV, așa că așa. Nu, gen, am ajuns pe TV, știi faza, cu Canal D-ul. Nu știu, cu ce? Acum 2 săptămâni s-a întâmplat, în carantină, 3 săptămâni cât e. Am pus eu un clip, așa. Când m-am vopsit singur acasă. Așa. Cu bă, la Caterinca clipul. Nu, eu nu urmăresc televiziune. A, pe niciun nu mai urmăresc. Ai pus-o la cine? Pe canal ceva? Pe Instagram-ul meu e. A, pe Instagram. Da. Și mi-au luat clipul, Canal D-ul, și au dat la știri. A luat 2-3 clipuri de la mine, nici nu știu alți băieți care mai erau acolo. Că știu că mai erau, dar s-au tuns. Gen, pe mine m-a luat cum a vopsit, pe altul s-a tuns.
parcă nu știu. Deci a, a luat... Cred că știi despre ce știi. Și a pus gen... Că oamenii se tund acasă sau ceva de genul. Carantina naște imaginație sau imaginația în carantină sau ceva de genul. Și, bă, stai așa, ți arăt, mă, ce naiba. Ia, stai așa, până pic. Zici ce-ți trebuie. Să mă duc să-mi iau și lețele, că mi-a transpirat fruncea. Fruncea. Imaginația zburdă în izolare, mă, da. Așa era. Uite aici. Uite, de ce ai ajuns la televizor? M-a filmat în baie, mai că... Căpău... Bine că n-am înjurat, mă, că de obicei înjuram. Ăsta-i zoom-ul... Mă, ți-au dat ei, cred. Nu, eu l-am pus. Ah, ok. Ce, s-a fost acum două săptămâni? Da, când e pus? 27 aprilie, bă, cred că e... Bă, o lună. O lună, da. O lună, boss. Gen, și am ajuns, știi? De ce ajuns la televizor? Dar nu am vrut! Mission accomplished. Nu, bă! Nu vreau să am rolul meu acolo. Deci am mai fost în televizor? Nu. Bă, nu știu. Și ce vrea să faci în televiziune? Nu știu, dar bă, vreau să fac vrei ceva. Vrei să fii invitat la o emisiune? Nu, mă, vreau să creez eu ceva. Nu știu, vrei bă. Vrei să fii producător de emisiune? Încă nu știu exact. Ce idee de emisiune ai avea? Exact, uite că știu. Poate să uită vreun cineva șmecher de la televiziune, vede acum. Bă, nu știu, dacă te uiți la care mi-ai dat clipul, să știi că eu n-am știut nimic. Și n-a fost un impact așa de mare, adică am avut două zile. Impact așa, că m-au sunat oameni care nu-i cunoșteam, neamurile mele. Că nu mai știu. La televizor. Da, bă, la bă, a, mama, mamaia, tataimiu, dar toți, bă, verișoara lui, deci, mă, cumva verișoara, verișoara lui Văru, lui Socrămiu. Și bă, ce dracu, mă, știi, gen o puștoaică. Verișoara lui Văru, lui Socrămiu. Da, gen Socrămiu are un văr și, verișoară. Nu, și, deci Socrămiu are un văr și vărul lui are o fată și ea e verișoara, gen fata e verișoara lui nevastă. Cred că trebuie să fii tu mai încoace. Da, nu știu, oricum. Și am, gen așa, da. Eu ți-am zis încă o dată, nu am o părere foarte bună despre contentul meu, de ce? Știu cum să cresc. Deci asta se iasă din mintea tuturor. Știu cum să cresc, am demonstrat de multe ori pe live. Eu și acum, gen, dacă vreau să cresc. Da, mă. Și dacă aș fi, eu pot cu succes să fiu următorul Cătălin Talent. Dacă voiai crowd, bă, de exemplu, cea mai simplă chestie. Dacă vrei crowd, aveai clip cu Disabi. Da, tot suntem în perioada asta. Bă, e cea mai bă, ești conștient că e cea mai bun da, crowd? Clar, crowd, da. Bă, ascultă-mă. Deci eu aș putea să fiu cu succes următorul Cătălin Talent îmbinat cu Pican, combinat văr cu Imogen și frate cu Neveu. Deci eu aș putea cu succes să fiu. Eu sunt foarte bun pe improvizații. Nu sunt bun pe dume, nu le rețin. Miguel, tu vamos a trabajar, nu le rețin. Asta e diferența, că multă lume mai spune treaba asta cu Imogen, mă asociază foarte mult cu Imogen, știi? Și am zis, bă, eu nu, nici măcar n-am copiat nimic niciodată de la el, știi? Doar au fost întâmplări. Bă, și mai întâmplă, știi? Da. Că uitându-te pe YouTube la oameni, da. Îți intră ceva în cap. Da, întotdeauna să dai exemplu pe ăla mai mare. Na, e normal. Dar, el e foarte bun pe dume pe care le știe deja, pentru că a fost numai în anturaj. Eu am fost băiatul mai retras, așa, am fost ăla bătut. Eu până la, nu știu, 16-17 ani, cred că n-am dat bătaie, ești nebun? Și acum, dacă mă pui să zic câte bătăi am dat la afară de meciuri care nici nu știu cum îl cheamă pe ăla că dai seama, și nu pare, știi? Pare că ești o persoană mai dură așa, mai, care a fost mai golănaș, așa mai... Bă, am fost golănaș, dar nu genul ăla de golănaș cu bătaie, cu anturaj. Ah, am înțeles. Nu, gagicar așa. Gagicar, da, deci tu ai fost ca mine așa. Spilă, da. Bă, am avut gen sală de dansă, știi? Am futut acolo să-mi bag la de măusura cu... Da. Mă. Nu știam ce fac acolo. Nu știam. N-aveam nicio treabă, dar mi-am deschis sala de dansă. Știi? Și apoi pe parcurs am zis, bă, stai un pic, când vin oameni ăștia, mai vorbesc alții de mine, trebuie să învăț ceva, știi? Și bă, hai. Dar am fost, gen, mingicar cumva. Instructor, da, mingicar. Ce pot ce învățam eu astăzi? Ți-a plăcut să fiu lider. Nu, am. Să fii șef, să nu depinzi de nimeni. Da. Să-ți faci tu combinația am ta. Asta, da. Și să fii tu, atât. Da. Nu, nu, de nu se întrebe nimeni de sănătate, știi? Dacă e să pierzi, e problema. Adică îmi place al doilea război mondial și o persoană de acolo la care nu pot să-i dau numele acum, știi și tu sigur. De ce îți place? Bă, cât a realizat omul ăla, e vorba de Adi Haș, nu putem să-i dau numele. Bă, cât a realizat omul ăla, bă, meaning-ul lui, lasă-l bă frate că a făcut câte a făcut prostii. Bă, da, a fost unul cu un coi, mă. Mă, omul avea un coi.
Un coi? Ce? Nu, da, avea probleme la cap. Păi avea probleme, bă, băiatule, dar cum s-a jucat cu o națiune, mă? Bă, da, e fascinant. Am citit mai în campul. Am citit mai în campul, mâncați și gura ta. Da, mă, eu zic că în perioada aia oamenii erau și mai ușor de manipulat, părerea mea. Da, da, corect. Acum suntem foarte open-minded și luăm informații de peste tot. Dacă ar fi să luăm un om din vremurile noastre... Care să-ți manipuleze oamenii? N-ar reuși să fie la același capacitate intelectuală ca ăsta. Ba da, partid. Dragnea. Da, mă, dar manipulează o masă mică. Masă mică? Păi cum o masă mică? Ai văzut ce au fost la alegeri? Păi da, mă, dar a fost la alegeri în condițiile în care mulți nu s-au prezentat. Știi, da, nu știu. Da, într-adevăr, ei au câștigat alegerile, dar nu o dăm în politică, dar da. Așa scurt. Au câștigat alegerile pentru că, cum ar veni, ei câștigat prin neprezentare. La 3-0, am așa, da. Știi, adică eu înțeleg, da, manipulare există, dar e o problemă în România, cea mai mare parte. Fii atent cum îți din cauza educației. Ce planuri ai de viitor pe YouTube? Planuri de viitor pe YouTube. Bă, deocamdată n-am niciun plan pe termen lung neapărat, da. Pe ani de zile. Am plan pe următoarele luni, de exemplu. Vreau să fac live în fiecare zi. Asta e ceea ce mi-am propus și am reușit. Adică eu m-am reapucat să faci program de stream, da. După ce am terminat serverul. Uh-huh. Serverul de 5M, de care știi și tu și pe care l-am făcut. Pe care ne jucăm cu toții, pe care YouTube. Jucăm, da. După ce l-am terminat, pentru mine am zis că eu... Mă lăsasem cumva de YouTube și din cauza că eram un pic dezamăgit de treaba, da. Că am pierdut foarte mult. Nu mai aveam nici jocul preferat. Da. Știi? Nu mai îmi plăcea nici niciun joc. Și acum dacă tot a venit jocul ăsta de 5M, eu m-am mai jucat și mai înainte și mi-a plăcut mult de tot, dar... Vezi tu, ca să faci un content, că ai văzut și tu că am filmat episoadele alea două, îți trebuie niște beneficii pe care trebuie să le ai pe un server, știi? Da. Oriunde, vorbind dacă de 5M, exact, vorbind de 5M. Îți trebuie niște beneficii ca să poți să-ți faci tu roleplay-ul cât mai interesant, să fie cât mai mișto, să fie contentul urmărit de voi. Că dacă nu e urmărit de voi, e degeaba. Facem degeaba, da. Și nefiind pe niciun server, nu prea am putut să iau jocul ăsta, știi, să mă joc nefiind admin sau altceva pe alt server, știi? Ca să pot să-mi fac eu contentul așa cum aș vrea eu, știi? Să nu-mi interzică nimeni să fac o chestie, știi? Ca să poată să fie contentul funny. Că asta nu înțeleg mulți, că am mai intrat, știi, și tu. Da, hai să ne intrăm în subiect. Da. Și așa m-am reapucat de YouTube și am zis... Bă, frate, deci eu mă reapuc de YouTube, mi-am dat seama oricum de greșelile mele, de faptul că m-am lătnut pe YouTube, trebuie să stai și să muncești zi de zi. Vrei tu să faci o zi pauză, că nu mai poți, ești obosit azi? Ok, fă o zi pauză, dar a doua zi ești live. Da, dar lumea nu înțelege asta. Înțelegi? Uite, pe mine mă pușează foarte mult cu Omegle. Eu am înțeles că e contentul lor preferat. Da, felul în care îl fac eu. Cu muzică, cu astea, cu astea, că sunt oameni care fac Omegle fără muzică, vorbesc cu chat-ul și stau pe next-ul, tată, și vorbesc cu un amount mare rău de tot de oameni, știi? Și asta prinde. Asta le-am demonstrat și oameni, dacă stau numai pe, fără muzică, fără nimic și dau înainte. Da. Oricum eu bag ursuleț. Aș da puș. Și femeie, când vine câte o femeie, bani și vorbești că e un sfert de oră, 20 de minute, 100 de plus. Dar problema e în felul următor, nu vreau eu să fac doar asta. Eu vreau să creez o stare, un vibe. Nu știu, uite și pentru eu la început, scuze-mă, te întreb, eu la începutul anului, gen, mi-am pus un asta, dar să am zis ce planul e. Mi-am făcut un clip care e pe canal acum, unde mi-am propus ceva. Și anume 50.000 de abonați. Ha? Da. Foarte ideea să faci la început de an. 50.000 de abonați, 200 de clipuri pe canal. Și sunt la 33.000, multă lume mi-a zis: "Bă, fraiere, mai ai potențial." Pușează 100.000. Nu, 50.000. Câte clipuri ai pe canal acum? Cred că mai omorât. Cred că am vreo 70. Atât? În condiția în care am avut 300 și am șters 200 și. A rămas cu 18 clipuri. 18 clipuri mai aveam pe canal. Dar fii atent aici. Eu am dat niște gafe pe YouTube ăsta. Gafe cum ar fi. Gen, eu am făcut Omegle și am făcut un episod odată, gen un live. Nu știam că live-ul ăla o să pățească așa ceva. Am fost stuck at 4.000 mult timp cât făceam gaming. Eu la un moment dat m-am schimbat. După gaming am venit un Omegle și am zis că frac doar Caterinca Panorama. Pe canalul meu, Conacul ăsta mare, nu a mai apărut gaming să-l fac eu live în iunie anul trecut. Iunie, iulie, pe acolo. Când am făcut cu Best Norris gen Omegle. Da, te mai jucai în timpul liber. Da, mă jucam pe canalul meu mic. A, ai făcut acolo pe canalul mic și mă jucam offline. Am avut foarte recent m-am apucat iar de gaming pe canalul meu mic. Gen, am stat așa, gen, aveam 3.000 și ceva. Și acum l-am dus la 5.500, ceva la gen.
Ideea e că sunt oameni diferiți acolo. Sunt și aceiași oameni și sunt și diferiți, care nu intră la aia, dar stă doar la mine. Pentru că fac un fel de entertainment și acolo. Și zic ce s-a întâmplat cu YouTube-ul. Deci am șters, am avut un live care mi-a făcut din neant nimic 150.000 de vizualizări în două zile. Bum, a bubuit, a intrat în trending, nu știu ce s-a întâmplat. Avem 7.000 de subscriberi, 14.000 în prima zi. În a doua zi, 16.000. Și am șters. Păi de ce l-ai șters? L-am șters. Deci în clipul ăla nu vedea altceva decât vibe mare, vibe, așa zic vibe, hype. Agitație, hype, băutură pe mine, tornam băutură pe mine, tată, fumam mult, înjuram pe toată lumea, mă certam cu toată lumea, dar și gen combinam, și eu combinam gagicile, păi eu le dezbrăcam înainte, le filmam și le puneam pe Discord, bro. Ești nebun? Și am zis, bă, nu e ok, obraz. Și am știut, am zis, bă, pula, crezi fără. Gen, da, eu atunci aveam, mamă, dacă am zis așa, bă, dacă ăsta mi-a făcut 150.000, să mă, că eu sunt capabil, frate, să mai fac altul de 150.000. N-am mai făcut altul de 150.000. Gen, nu știu cum a intrat ăla în... Nu știu care a fost treaba. Mi l-a recomandat foarte mult YouTube-ul. Și am șters. Tu n-ai vrut ca imaginea aia să fie percepută? Da, n-am vrut aia să fie imaginea mea. Și de atunci m-am lăsat de băutură. Gen, s-a rupt băutură pe mine așa și mai bea eu, dar nu... Drag stimul, așa și atât. Dar nu mai fac cum făceam. Aveam o bombă. Bomba care apare și pe tricou când deschid mărci, în curând. Deschid mărci. Gen, atunci a apărut. Aveam o butelcă de aia de 5 litri, mi-a adus-o mama odată, de vin. Cred că mi-aduc aminte bătălui. Da, pe mine mâncați și pula ta și făceam ca toate alea. Rupeam, bine, nu prea aveam eu cu ruptul tricolului pentru că era făcut de nebeu. Și n-am vrut să copiez niciodată. Am fost între primii oameni și singuri, de fapt ce pula mea, cam, din tot ce cunosc eu, cam singur om care a făcut de vreo 5 ori pe toate live-urile mele chestia aia cu șarpe. Eu nu știam treaba asta cu că a rupt nebeu tricou. Am rupt și eu dat tricou pe live. Mai tare că nu o să te auzi, sigur. Nu știam de treaba asta cu Neveu, că a rupt tricoul, că el rupe tricourile pe live. Nu, n-am văzut niciodată, sincer, când a rupt. Eu mă uitam aici, da. Am făcut, ca să vezi chestia, am făcut o singură dată treaba asta. Mi-a donat cineva 175 de euro pe live. Și, dă și au fost toți. Rupe tricoul pe chat, rupe tricoul pe chat. Zic, hai mă să le fac, știi, hai să le fac, hai să le fac, le dăm pe plac. Și mi-a rupt tricoul și ghiși ce, mi-a dat refund ăla la 3 luni de zile după. Au! Ok. Deci, tricou, deci singurul tricou pe care l-am rupt și eu odată, că s-a întâmplat ceva. Și mi-a dat... Asta e povestea mea după YouTube. Și după la 17.000, cam așa, am început să cresc treptat. Am o creștere foarte grea. Dintre toți youtuberii care mă mai asociază și am fost în anturaje cu ei, gen și mă mai cunoscut și am mai vorbit și mă mai vezi pe live-uri la ei sau astea, sau mai văzut pe live-uri gen Neveu, Imogen, Pala și... Bine, cu Jackson n-am nicio treabă, nu vreau să dau nume nici cu stresul, chiar dacă am început acum să vorbim. Eu am cea mai grea, Da, ai văzut ce ocoardie primele 10-15 secunde după ce repeti și încerci ca cumva ca să știi că e pentru filmare și astea. Ni s-a oprit camera și de-astea. Bun. Unde a rămas? La creșterea lentă. Bun, la creșterea lentă. Și zis, dintre toți oamenii ăștia care fac YouTube acum și au crescut foarte mult, că vezi că au făcut foarte mult, adică au făcut 10.000 într-o lună unii, știi? Eu am 800 pe lună, 1.000. Și nu-i rețin numele, îmi cer scuze acum. Care ce face? Am făcut în 3 luni de zile prank-uri. Care face prank-uri? Prank-uri, da. Armand Abasi? Nu, ceva cu Dima. Știu de cine zici, da, știu ceva de cine cu zici. Dima și a făcut în 4 luni de zile 100 de K. Nu, eu vorbesc... A, tu vorbești de live stream. De live stream, da. Ok. Și eu am cea mai grea creștere. Dar ți-am zis, am, cum ai zis și tu, am crowd-ul lângă mine, am oameni. Am fost transparent mereu, bro. Am primit un refund de dat înapoi, gen, am arătat oamenilor. Ai oameni miștori rău de tot. Da. Și apropo de chestia asta, respect conacilor. Vă pup, da, da, da. Dar am crescut niște rău de tot, oamenii niște rău. Și de-aia mă afectează. Pe mine nu mă mai afectează când pleacă cineva de la mine acum. Eu, dacă ar fi niște sfaturi, le-am dat mereu la oameni. Bine, acum, până la eu o să fac podcastul ăsta și cu diferiți oameni și ar fi, din ciudat, să apar mereu, eu să zic de bune astea, mai bine primez la oameni. O să te întrebi și pe tine, gen, exact. Ce sfaturi îmi dai. Ideea e că eu am trecut peste asta, să mă uit câți oameni mă urmăresc în același timp. Mai las telefonul rar, dar nu mă uit, frate, crede-mă, nu mă uit. Bă, uite și eu am început să fac treaba. Nu, deci te ajută foarte mult. Că dacă ai o bubuială gen țintă 100-200 în plus, nu mai ești tu. Și eu vreau să fiu eu. Nu mă supăr când îl văd pe altul, pe altul. Eu dau drumul la live, el acolo, e omul meu, adică a pornit de la mine, gen, știi, și l-am dat și lui și stă la el. Nu mai am, frate, deși pentru nu-și contează treaba asta, știi? Da, nu, apropo de chestia asta cu oamenii mei, adică știi, eu am înțeles la tine, e altă treabă, frate, că omul intra poate în fiecare zi și făcea treaba asta. Da, mă, nu, când mă refer la oamenii mei,
Mă refer la oameni care au intrat la mine, nu prea aveau mare anturajă pe YouTube și eu i-am dus în diferite locuri și le-am arătat cumva. Eu așa, asta e percepția mea când fac live-uri și astea. Bă, eu, ei sunt oamenii mei. Dați-l și pe ăsta. Da, gen, eu îi plimb cu căruța, știi, gen, ca să fac o portretizare. Eu îi plimb cu căruța, hai eu. Bă, uite, pe dreapta aici îl vedem pe Cutărescu. Ia uitați-l pe Cutărescu. Ăsta face CSGO și, nu știu, raid-uri pe Twitch. Bun, în stânga aveți pe salatul ăsta și joacă Fortnite. Bam, bam, știi? Și câteodată oamenii mai cobor din căruță. Deci, bă, hai să văd pe ăsta, e catchy, știi, e intriga aia. Și cumva eu asta cred, că oamenii pe YouTube asta caută. Oameni cu care să împărtășească ceva, să simtă ceva. La mine se uită oameni care mai sunt un pic, știi, de care au doza aia de nebunie, care au carismă, care au, le place să vorbească cu gagici, să le dezbrage, să le astea, sau să se înjure, gen, știi? Sunt oameni, cu toate că mă urmăresc și pe mine din afară foarte mult. Am patru țări la care știu că am prindere. Ce cifre ai din afară? E curiositate. Din afară? Îți dau patru țări unde am peste 5%. Wow! Peste 5%. Ia zi. Deci am așa. Germania. Da. Germania. Germania am și eu. Germania. Anglia. Și Anglia. Și atât am eu. Moldova. Mă, Moldova, 5%. 5% Moldova. Ok. Și Ghicești-o papat. E de înțeles că-s români, da. Ghicești-o papat. Italia. Italia. Da. Români. Mai așteptam Italia sau Spania. Bă, am și Spania, dar nu am cred că vreo 2,6%, 2,7%. În schimb, am foarte multe femei. Am 18%. 18%? 18%. Mai sunt și bărbați cu conturi de femei. Dar undeva la... 10% zic 10%. Eu. 10%. Eu am așa, deci am doar Germania și Regatul Unit. Regatul Unit am 0,2% Germania 1%. A, 5%, da. Și femei 0,1%, da, ceva da, de da, genul. Da, da, da. Ești bărbat, ce am bărbat, da. Aoleu. Bun. Și, na, ți-am zis cu YouTube-ul cam asta. Bun, ce... Așa, să revenim că știu că noi... Gen... Da, exact la asta rămăsesem. Ce mi-am propus în continuare cu sume? Da. Nu ți-ai propus o sumă? Sume de YouTube? Da. Bă, am niște vise umede cu butonul ăla de 100.000. Pe un an? Da, nu pe un an. Păi nu, pe un an ți-am zis. Pe un an de zile? De exemplu, dacă ce aș vrea să fac... Ești în mai, da? Ești în mai acum. Până la sfârșitul anului ăstuia, ce ar însemna pentru mine să fie, să fie ok YouTube-ul? Perfect. Perfect? Să fie perfect? Vrei să zic perfect? Da, 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 perfect. Perfect 10.000 de abonați. Da. Să fac până la sfârșitul anului. Îi faci. Și să am, nu știu, un 40 de oameni pe live, 50 de oameni pe live. E lejer asta. Mai am și acum picul, știi, de 40, 35, 40 câteodată. Dar nu, eu ți-aș da 100, lejer, bro. Depinde și ce abordezi, depinde și cum o să fie 5M-ul. Ideea e în felul următor, am evoluat mult. Am evoluat de la început, de când am deschis live-ul până acum, se vede pe mine că am evoluat foarte mult. Adică pot să stau o discuție, să mențin 2 ore discuție cu tine pe nimic. Da. Știi? Adică pot să mă leg de multe subiecte, să le dezvolt, să improvizez, să pot să vorbești într-una. Înainte eram mult mai tăcut. Da. Adică nu știam ce să zic. E timid. Și, nici nu mergea chat-ul, îți mai dă și chat-ul o idee. Da. De asta zic că de multe ori contează și crowd-ul ăla care e cu tine. Știi? Că tu te uiți pe chat și îți extragi multe din idei, îți vin multe chestii. Nu prea îmi dau idei. Nu, da. Nu idei, dar îți vine o treabă, știi? Îți sare ceva în cap acolo, îți vine o dumă. I-am educat și pe treaba asta cumva, gen, să nu-mi dea nici muzică, nu, să nu-mi dea raid-uri, să nu-mi dea... Bă, nu știu, pe chat la tine, ca să revenim înapoi, e chat-ul foarte curat, frate, adică... Păi, dar iartă-mă, shout-out la femeia Raluca, ești nebun, care a dat multă lume bulinia. Raluca, care a stat... Bă, deci, dădeam drumul la live, nu știu când primeai notificare. Am avut-o pe Raluca, nu știu cum e, nici acum n-am aflat, sunt YouTuber, dar nu știu cum. Știi că tu ai un chat în studio de creație înainte să dai drumul la live. Da. Ea era pe chat-ul ăla. Mă, nu dădeam drumul la live. Mă, nu știu cum, ea era pe chat-ul ăla. Mi-a mai făcut cineva treaba asta și n-am vrut să-mi zică. Nici eu nu știu, frate. Mă, bun, și gen, dădeam drumul la live, când eu făceam story-ul, ea deja postat pe Discord. Și mi-a curățat Discord-ul și a petrecut mult timp pe Discord cu oamenii. Și pe live, gen, și pe live a fost un model pentru viitorii moderatori. Am acum, gen, Lupu, Ioana, Pisoiu, ăștia sunt niște oameni care s-au dat după ea, știi? Mai sunt și unii noi, dar l-am și vechi, Adrian cel Mare, a fost primul meu moderator, gen, care s-au dat după ea, că ea m-a înțeles cel mai rapid ce-mi place, ce nu-mi place, știi? Și nu m-a pupat în cur, mereu mi-a zis unde am greșit, mi-a zis, și am respectat-o, și asta, cumva, dar nu...
Nu cred că reușeam fără ei. Oricum cumva. E mișto senzația asta. O să te întreb ceva și după aceea o să-mi continui ideea. Care e cel mai vechi om la tine pe canal? Care comentariu? Scrie, care îți scrie încă scrie pe chat, încă e cu tine. A, Adrian cel mare. El e singur. Adrian, nu. Cel mai, nu, el e cel mai vechi ca și cum? Cred că da, acum. Păi el îl știu cel mai vechi. Adrian cel mare ar fi apoi un băiat Sorin din Bacău pe care l-am ajutat. I-am făcut un calculator eu cu Uță. Și am dat lui să joace pasul. Dacă sunteți mai vechi decât Sorin și decât... Să scrieți, da. Nu mai știu. Adrian, scrieți în comentarii, trageți-le urechi pe conatul. Nu mai știu. Da. Dar să știi că îi apreciez super mult, frate. Da, mă și umflu pe necuia, adică sufăr de mine când e vorba de ei. Pentru că sunt oamenii mei, eu am crescut cumva, știi, adică... Da, mă, e... Sunt oamenii mei, gen... Nu, revenim la tăi, pleacă. Nu. Bă, eu i-am creat. Sunt oamenii tăi care intră acolo, știi? De fiecare dată când tu ai deschis live-ul, ei sunt acolo cu tine, știi? Da, aceiași oameni nu stau dacă nu fac nimic. Nu stau din obligație. Cum zice? A, că nu stau ei dacă nu le place. Da. A, ok, mi se pare normal. Bă, sunt mulți, mă. Cercul de prieteni pe YouTube. A, tu zici că sunt mulți care stau așa ca... Dar nu la mine. La alții, gen trecut de prieteni care nu-mi place, dar stau pentru ăsta. Deci, 10.000 subscriber, 40 pe live. 40-50 de oameni pe live și, nu știu, să fiu în mindset-ul ăla încât să nu mai am probleme de genul. Stai mă, că în seara asta n-am chef. Da. Să am mindset-ul ăla, știi? Să fiu setat în fiecare seară. Și eu lucrez asta. Să-mi creez cumva. Bă, hai să vedem dacă avem întrebări de la oameni. Am postat pe Instagram. Acum sper să nu o fac de râs, dar... Na. Avem de la Finsta Cristi Barbu. Cum se descurcă cu toate lucrurile astea? YouTube lucru, cum ar putea să își scurteze din muncă și din distracție? Nu, cum ar putea face să își scurteze din muncă și din distracție, ca să faci YouTube? Adică cum te împarți cumva? Păi mă împart în felul următor. Uite, tocmai sâmbătă a fost în felul următor. Am fost la o petrecere, am plecat mai devreme, dar spre rușinea mea tot n-am mai făcut live. Ha. Că eram un pic cam cheamun. Dar mă împart așa, frate, jobul cumva acum îmi permite să nu lucrez 8 ore, adică lucrez cam 6 ore pe zi, deci îmi permite cumva din treaba asta, sunt flexibil. Având și o nevastă care ajunge un pic mai târziu ca mine acasă, eu ajungând singur acasă și neavând ce face, îmi permit cumva să deschid calculatorul ăsta, să dau drumul la un live 2 ore, cam așa țin live-urile, 2-3 ore, știi, asta e. Da, eu mă uitam aici ca să găsesc răspunsuri, că eu am crezut că nu am primit, dar am primit. Așa? Și am cumva timpul ăsta, iar de distracții întotdeauna îmi fac timp în weekend, pentru că având vârsta pe care o am, majoritatea oamenilor și prietenilor au timp în weekend. Nu au timp pe timpul săptămânii, să ne vedem. Leon 3 Star zice, cum i-a venit ideea asta apuce de YouTube, gen ai zis-o, cât l-a costat echipamentul de gaming? Cât costă tot echipamentul tot de gaming? Echipamentul ăsta de gaming l-am făcut în timp, că pornisem treaba aia cu calculatorul. Cât costă acum? Nu știu să zic o sumă. 3.000 de euro. 3.000 de euro. Cu tot, cu birou, tot ce se vede în cursul ăsta. Tot. Bun. I'm Alex Ad. Ce îți doreai în copilărie să faci și nu puteai? Ce îmi doream să fac în copilărie sau când o să fiu mare? Nu, în copilărie. În copilărie. Ce îmi doream să fac în copilărie? Da. Mamă, ce întrebare grea. Bă, că am făcut tot ce mi-am dorit. Par un pic ipocrit, dar acum retroactiv, când eram mic, poate îmi doream mai mulți să am și eu să... Mai mulți bani. Mai mulți bani să-mi cumpăr eu nu știu ce, să am cea mai scumpă mașină la 18 ani, dar astea sunt căcaturi. Adică, nu știu, da, îmi doream treburile astea, nu știu, ca orice. David Andrei 12. Cât timp i-a luat să facă serverul? 3 săptămâni zi și noapte. 3 săptămâni zi și noapte. 3 săptămâni aproape 22 de ore. Eu asta am înțeles acum, poate n-am înțeles bine. Nu ești tu singurul fondator al serverului? Nu. Pe asta, gen, cât suntem? Suntem trei oameni. Care? Eu, Mațiții și cu Hugo. Suntem trei băieți, Hugo scriptează, eu cu Mațiți ne-am ocupat de alte probleme cum ar veni, dar el e scriptorul nostru ca și cum. Da. Am mai scriptat și Mațiți, eu m-am ocupat de mapping, de rezolvat treburi, economii, avut grijă de lume, dar e greu, vă recomand dacă vreți să faceți ceva, apucați-vă și faceți ceva voi, nu copiați după net. Asta e mindset-ul pe care am plecat noi, mergem și facem ceva original, chiar dacă ne inspirăm după net, n-ai cum să le faci de la zero pe toate, dar iei lucrul ăla și le refaci tu de la zero. Ca să fie așa cum îți place ție și așa cum vrei tu. Asta vă recomand să faceți mereu. Nu o să aveți de fiecare dată posibilitatea să faceți voi de la zero ceva și să fiți 100% originali,
dar puteți să adaptați, să adaptați ceva la voi. Și 3 săptămâni a durat. Unica. A, 3 săptămâni a durat, 22 de ore am muncit toți 3, cred, 22 de ore pe zi și după ce am dat serverul, încă am mai muncit, după ce am dat drumul, cred că vreo lună, am fost foarte obosiți, dar am avut noroc de corona. Am avut noroc de corona, fiind așa un pic Caterin, că am avut noroc de corona, că am stat toți acasă și am avut timpul necesar să facem treaba. La una. Onica, el trage apa după ce face pipi, că tu nu o tragi. Niciodată nu o tragi? Pa da. Nu, mă, și fii atent. Nu te-am hai să zic, rapid, un minut îți ia, fii atent. Cred că ai zis-o înaintea mea. Mă, noaptea, noi dormim în living jos, că e mai rece pe timpul vară. Bine, și am rămas și vara și iarna tot așa. Bă, gen, Oana doarme în living, frate. Și eu mă duc la ea, gen la baie, și nu închid ușa ca să nu fac gălăgie, știi, că doarme fără nimic. Și mă duc și dacă trag apa, face gălăgie, mă. Și ca să mă trezesc, pe ea nu o trag. Și ea se trezește când ești în baie, trage apa. Da, noaptea nu trag apa, nu mereu, mai trag, depinde, da. Știi, dar nu mereu, în principiu că eu stând și la bloc, nu vreau să deranjez, frate, deci. Bun. Mici sau ceafă de porc? George Alexe, 31. Nu pot și mă? Și mă, da, mă, da, clar, și eu. Ești nebun la cap. Ionuțu 007, bă, băieții n-au fost prea așa, bă. Ești bine? Bă, sunt bine rău de tot, chiar sunt bine rău de tot, sunt mulțumit unde sunt acum. Sunt bine cu viața mea. L-am cunoscut și pe jegosul ăsta. Pe jegosul ăsta. Și așa am început să-mi zic că și socră, mie nu mă deranjează. Bă, păi ai zis că nu te deranjează, da, de asta da, ți-am zis. Da, da, da. Am auzit treaba asta pe live, da. Că l-am început să-mi zică socră mea cu jegos și nu mă deranjează că ăsta sunt da. Eu, știi? Andrei Culda, 22. Ce dioptrie ai? Puțin. Pe un ochi n-am, am 0,25 și pe unul 1. Ceva de genul. Adică văd, dacă adică, dau ochelare jos, nu o să dau cu capul în stâlp. Adică gen cam 1,25 gram. Cam așa pe fiecare. Ștefan 22154, salut CF. Salut Ștefane, te pupăm. Facem bine, frate, uite la un podcast pentru voi. Deiu 1, cât mai e pensia de handicap? Pensia de handicap s-a mărit acum, vedeți că a dat PSD-ul cu mărire de pensii și e bine să rău de tot, câștig bine. Da. Cam slăbuți pe întrebări, băieți. Ultima întrebare, care e și cea mai frumoasă. David Andrei 12 zice, Geta e prima lui femeie? Și cu asta te-a dat de spume, nebun. În mediul online, cred că, cumva. Prima femeie nu e că deja ce-am povestit până acum. Nu mai ai grijă, Vanea! Dar în mediul online, lăsând-o la o parte pe nemțoaica aia pe care am cunoscut-o pe Fortnite, aia e prima femeie. Cum poți să spui? Bine, Getuțo! Hai venit la mine, Getuțo! Ce ciudat sună! Când suntem unul lângă altul, mă? Băi, mâna ochii pe căi și s-au zis așa, hai, Doamne! Bă, ar trebui să faci un grătar împreună, trebuie să vii. S-o ieși și pataca, a mea n-are. Deci a mea e în căutare de prietene, nu prea să pupă cu toată lumea, ești nebun. Adică bă, intra sufletel, dar și când găsește pe una ține cu dinții, de best friends cumva, știi? Ne vedem cu drag, ce Ce să le zici oamenilor? Bă, ce să vă zic, urmați-vă visele, boșilor, e cel mai important treaba asta. Și apropo de lucrul ăsta, o să pornesc un pic așa, cred că finalul ăsta să fie un pic mai lung. Mă întrebase cineva pe live, a intrat ieri sau alaltăieri și m-a întrebat următorul lucru. Mi-a zis, salut, uite, eu termin acum liceul. Am terminat liceul, am dat bacul și nu am nicio idee despre viitorul meu ce aș putea să fac. Să vorbești mai în microfon, te rog. Nu ai... La valieră, da. Ia, se aude? A, dar tu nu vezi dacă se aude de aici. A, nu, n-am cum, dar dau seama, n-am. Hai să o luăm de la capăt, o luăm de la capăt. Uite, zilele trecute a venit cineva la mine pe live și mi-a zis în felul următor. Bă, nu prea am parte, știi, având în vedere canalul nu e... Neapărat pe seriozitate, nu prea am parte de întrebări de genul, dar mai vin câteodată oameni și lucrul ăsta mă bucură mult, știi, că am posibilitatea să dau un sfat. Nu știu cât de bun e, dar eu consider că e un sfat decent. E al tău. E al meu, știi? Și a venit omul și m-a întrebat în felul următor. Eu termin liceul acum, am dat bacul sau nu știu dacă s-a dat bacul? Dă bacul acum sau a dat bacul și nu știe ce să facă cu viitorul lui. Ar trebui să se ducă undeva, oriunde, având în vedere că nu știe ce să facă cu viața lui, să-și aleagă o facultate unde ar putea să intre mai ușor, să ducă acolo, sau ce ar putea să facă. Tu ce sfat ai dat la treaba asta? Că eu știu ce sfat i-am dat și o să-l zic după aia. Tu ce sfat ai dat la treaba asta? Să facă ce simte.
Și ce prinde? Eu l-am întrebat ce îi place. Păi ce îi place, da, ce simte el, că aia face. M-a zis că îi place cu calculatorul. Păi să o facă cu calculatorul. Da, dacă cineva îți răspunde că mie îmi place cu calculatorul. Păi depinde ce, da. Păi acum îți răspunde pe baza informației. Programare. Mi-a zis programare după ce l-am întrebat. Da, mă, dar exact nu știu dacă e foarte dezvoltată piața în România. Bă, piața frate, în România e dezvoltată. Deci ai zis ce sfat ești, da. Bro, încearcă toate chestiile. Încearcă tot ce îți vine la mână. Fă-te bucătar, pizza, programator, stripper. El a rămas la ideea că vrea să fie programator și i-am dat următorul sfat. I-am zis, dacă el a zis că n-a făcut matematică în școală și că trebuie să dea nu știu ce examen și da, el nu e pregătit. Nou, da. Și i-am explicat în felul următor. Dacă asta e ceea ce îți dorești tu să faci, dacă asta e, așa te vezi tu, de acum 10 ani încolo, că meseria ți-o mai schimbi. Am adus prieteni care au terminat o facultate și acum fac cu totul și cu totul altceva, deși au profesat în meseria respectivă. Au profesat în meseria respectivă, nu le-a plăcut. Da, dar au făcut-o doar de dragul părinților sau influențe. Da. Exact. I-am recomandat să nu meargă pe ce îi spune părinții sau ce îi recomandă, să nu se lase pe ureche și să zică, bă, mă duc unde o fi. Să fac ceva, numai să fie, pentru că nu o să fii niciodată împăcat cu tine și o să ajungi să te duci la facultatea aia cu o scârbă și cu un dispreț și cu o lene de nu se poate așa ceva. Așa că, dacă tu vrei să dai la o facultate sau vrei să urmezi, să-ți urmezi un vis și anul ăsta nu se poate, eu v-aș recomanda să așteptați un an, să munciți în timpul ăsta, cum i-am recomandat lui pe programare, să facă mici proiectele pe internet, să le vândă pe 5 euro, pe 1 euro, pe gratis, să învețe să facă așa, să facă un bănuț și după care următorul an, pregătit fiind, să se ducă pe visul lui. Adică să ia experiență. Să ia experiență, să ducă să dea la facultate și să meargă mai departe, să-și urmeze visul. Pentru că am observat chestia asta în România, mi se pare o problemă foarte stringentă. Faptul că... M-ai omorât cu ăsta, să... Ce ai zis, mă? O problemă foarte stringentă. Așa am făcut eu cu Adrian. Nu știu că și pe Adrian a fost băiatul la Pitrea Dragostei. M-am dus și am filmat un sketch. M-am uitat la la Smash or Pass, nu? Nu, mă, la un sketch când mânca el, gen mâncam la masă la el în casă și i-am zis, Adrian, nu, băi, nu fi neobrăzat. Băi, și la fel, lui s-a părut așa de tare cuvântul neobrăzat sau gen nu știu ce am zis eu și am luat așa, gen... S-a dus pe sketch, știi, am tras altă dublă. Dar eram... Dar a fost super. Am fost clipat. Așa, zic cu stringent. Ce... Așa, e o problemă destul de stringentă în România. Treaba asta că... Dar asta ce e? Să leagă cu clești? Cu... E un clești? Stringent, adică... Special. Destul de... Nu găseam cuvântul ăla, de asta am folosit ăla. Cuvântul, adică e o problemă destul de des întâlnită, destul de problematică, să-i spunem așa. Mamă, am dat o explicație. De... Problemă problematică. Problemă problematică. Des stringent. Căutați index. Stringentă. Vă dă mai bine. Că te duci, părintele își îndrumă fiul, cumva, sau produl, să meargă spre visul lui. Da, ce n-a făcut el. Ce n-a făcut el. Da. Mi se pare că văd destul de des problema asta și văd mulți oameni care fac o facultate și o termină și sunt debusolați. Da. Pentru că au ajuns bine, acolo degeaba. Bine, aici intrăm și în alte... Asta e un subiect de podcast 3, 4, 5 legat, cumva. Cred. Deci nu. Da, dar e problemă mare, într-adevăr. Adică, nu știu în afară cum e exact, că n-am stat, știi, să trăiești exact într-o familie de afară, tradițională, să vezi cum funcționează lucrurile, dar cred că copiii au un pic mai multă libertate, știi? Cred că la noi cumva... În alegere. În alegere. Da, libertate în alegere, da. La noi cumva mi se pare că puștii părintele sunt taie și îngrădiți, știi, în a lua niște decizii pe calapodul părinților, știi, da. Ca să nu deranjeze sau să... Sunt și cazuri în care... Scăpați de părinți, bă. În sensul bun, adică luați-vă viața în piept. Bine, mama e mamă și tata e tată. Bă, da. Părinții sunt singuri care să te iubească necondiționat, indiferent de situație. Da. Indiferent, cu anumite excepții. Da. Dar în general părinții... Ai de ce zici că poate să uite și Luxandra. A, nu lăsăm, eu zic așa, da, că și, bă, și femeia, frate, hai să o luăm acum pe bune, nu, ca să uită, că nu se uită, că ea știe că este o persoană foarte deschisă și mereu vorbesc deschis, nu, chestii de genul. Și femeia poate să te lase la un punct. Să te lase, da. Să pleci. De mai multe chestii. De mai multe chestii, da. Asta e, frate, se întâmplă, știi? Poate să-ți ia și mobila din casă, știi? Mobila și poate să-ți ia și... Și măciucă. Și măciucă, da. Ți-o ia și a plecat și gata.
Bă, înțelegi? Dar părinții n-au, sunt acolo. A trecut ceva timp. Dar nu știu când a trecut. La mine a trecut super repede timpul ăsta. Nu știu cum trece la voi, nu știu cum o să fie. Dar a trecut super. Știi că avem peste o oră de filmare, nu? Da. Da, lejer. Am înțeles. Păi ai ce să scoți din asta. Da, am ce să scot. O să tai foarte puțin în chestii. Cred că vreo 3 chestii și o să le pesc clipurile. A, și la ce oră așa? O să lucrez la audio, partea audio, cred. Oricum, partea audio trebuie să lucrez, dar scot un pic background noise-ul și o să dau improvement la gen la... Dacă facem, fiți atenți, dacă face Conacul la clipul ăsta 20.000 de like-uri. A zis că pentru următorul podcast îl aduc pe Mircea Bale. Cumpără la baliere. La baliere, da. Nu, aia e. O să-mi le cumpăr eu, dar să termin cu golul ăsta de pisic. Bă, cam asta e podcastul nostru. Nu știu, cum te-ai simțit? M-am simțit normal, ca... Lipsa aici un fum lângă noi, niște mici, o bere și la mine în față și era ce trebuie. Și era. Chiar era, am simțit trebuie. Super bine. Sper că v-a plăcut și vouă ce am discutat. Boys, el e omovaliză, în realitate. Te zic și cum o cheamă în realitate, nu știe nimeni. Nu știu, nici eu nu știu. Tocmai de-aia am zis, în realitate, și te-a lăsat pe tine să zici. Ionuț, în realitate. Ionuț. Ionuț Prădăstruț. Valiză. Omul valiză. Sper că v-a plăcut de el. Check it out acolo în comentarii, că o să apare și canalul lui. Instagramul nostru, follow aici. Și aici. Și acolo. Sper că v-a plăcut. Da. Mulțumesc de interviu, domnul producător de emisiune. O să vin cu un de la, da. Vă rog frumos, data viitoare.